Înțelepciunea le-ai făcut. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte. Din faptele Sfinților Apostoli citire. În zilele acelea apostolii, cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan au trecut până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia, nimănui grăind cuvântul decât numai iudeilor. Și erau unii dintre ei bărbați, ciprieni și cireneni, care venind în Antiohia, vorbeau și către elini, venind binevestind pe Domnul Iisus. Și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. Și vorba despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Adevărat, Antiohia! A
Acesta sosind și văzând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și îndemna pe toți să rămână în Domnul, cu inimă statornică. Căci era bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință, și s-a adăugat Domnului mulțime multă. Și-a plecat Barnaba la Tars ca să caute pe Saul și, aflându-l, l-a dus la Antiohia. Și-au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creștini. În acele zile s-au coborât de la Ierusalim în Antiohia proroci. Și sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul că va fi în toată lumea foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut, trimițând preoților prin mâna lui Barnaba și izvor de apă curgătoare pentru viața cea veșnică.
Atunci femeia a grăit către dânsul: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai setez niciodată și nici să nu mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit: Mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis: Nu am bărbat. Iisus i-a răspuns: Bine ai spus că nu ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a răspuns: Femeie, crede-mă că vine vremea când nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ceea ce nu știți. Noi ne închinăm la ceea ce știm, deci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a și venit, când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci Tatăl este astfel voiește să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul: Știm că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni, acela ne va spune nouă toate. Și Iisus i-a răspuns: Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbeam cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întreb sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în oraș și a zis oamenilor: Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte le-am făcut. Nu cumva este acesta Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta ucenicii îl rugau zicând: Învățătorule, ia și mănâncă. Dar el le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Deci ucenicii se întrebau între ei: Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis: Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți foltele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care secere primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci aici se adevărește zicerea că altul este cel ce seamănă și altul este cel care seceră. Eu v-am trimis pe voi să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela, mulți dintre samarineni au crezut întrânsul, pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo 2 zile și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii îi ziceau: Credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos,